Autoritățile călărășene au solicitat finanțare pentru construirea unui pod peste brațul Borcea în municipiul Reședința de Județ. Administratorul municipiului Călăraș, Eduard Grama, a declarat că lucrările în valoare de aproximativ 125 de milioane de lei vor fi finanțate prin Programul Național de Investiții Angel Salini. În urmă cu o lună, Consiliul Județean și Primăria municipiului Călăraș s-au asociat pentru realizarea unui pod peste brațul Borcea. Scopul investiției este de a crea acces în zona Plaja Mare pentru investitorii din zona turistică și sporturi nautice. Domnule administrator, ați solicitat finanțare pentru amplasarea unui pod peste brațul Borcea. Unde exact va fi amenajat acest pod? Deci am luat în calcul, așa cum știți, studiile de fezabilitate prevăd două variante. Și prima variantă ar fi în completarea portului de embarcațiuni, pentru că la limita de hotar cu Ocolul Silvic va fi o șosea, iar traversarea se face în această zonă. Ar fi prima variantă pe care am gândit-o. Și a doua variantă am gândit-o în zona terasei Rivers, cunoscută de cei care locuiesc în municipiul Călăraș. Și vom vedea și vom stabili în funcție de costurile care vor fi stabilite după proiectare. Ce sumă ați solicitat? Deci, cu valoarea estimativă de zi, la acest moment este 125 de milioane de lei. Vom depune acest proiect, Programul Național de Dezvoltare Locală 3. Consiliile județene au ca sumă alocată 140 de milioane și cred că ne vom încadra să obținem această finanțare. Odată prin PNI. Prin PNI, da. Odată cu podul, vreți să dezvoltați zona? Da, ghidul aflat în publicitate, să spun așa, în consultare publică pe Interreg 6 România-Bulgaria, respectiv Eurovelo 6, ne poate permite ca zona de insulă, unde există o proprietate comună, Consiliul Județean cu Primăria Călăraș, să putem dezvolta în zona respectivă investiții viitoare pe fonduri europene. Ce anume vreți să construiți acolo? În acest moment ne interesează să facem un parc acvatic. Cam asta ar fi primul obiectiv pe care l-am supus în dezbatere celor de la Biroul Român Transfrontalier.